drept pe care mi l-am exercitat de la toate procesele electorale care au fost organizate după Revoluție. Totodată am votat pentru că referendumul național pentru demiterea președintelui României este un proces electoral democratic prevăzut în Constituție și în ultimul rând am votat pentru că referendumul tocmai pentru asta este făcut, în sensul că trebuie să decidă alegătorii prin vot. În ceea ce